Salut, bine v-am găsit. În loc de introducere savantă, să vă spunem că ne-am strâns aici și să reparăm mașinițele care e stricat. Dragii noștri, astăzi la iCars, o problemă pe care mulți dintre voi o pot rezolva singur cu o condiție să o și depisteze. O problemă întâlnită la motoarele diesel, acolo unde dacă ai ceva ghinion și nu de puține ori s-a întâmplat, ajungi într-un service unde poți fi păcălit cu ușurință. De ce anume? La un moment dat, mergând liniștiți, ca toți oamenii care au o mașină diesel, mai ales cu un motor VAG sau unul de BMW sau unul de Mercedes, un diesel supraalimentat, adică un motor turbo, la un moment dat observați că mașina a pierdut puterea. Trage foarte greu, chiar dacă motorul merge aparent rotund, uneori dă fum, uneori nu dă, dar cu siguranță pierde puterea. În general, în situații de genul ăsta, vi se prinde pe bord și martorul check engine, motorașul acela galben. Cam bate vântul astăzi, s-ar putea să șuiere în lavalier, așa că dacă o să aveți probleme, dacă o să avem probleme cu sunetul, ne cerem scuze de pe acum. Nu reluăm înregistrarea, pentru că ceea ce urmează să facem, nu avem decât să facem zilnic. Dar spuneam, este o problemă des întâlnită pe care, cu puțin noroc, o puteți depista singur și în felul ăsta puteți scuti o cheltuială de câteva mii de lei și o să vă spun de ce poate ajunge la câteva mii de lei și o puteți rezolva cu 100-150 de lei, în unele cazuri chiar mai puțin, în funcție de tipul de mașină. Așadar, după cum vă spuneam, motorul a pierdut puterea. Dacă, și aici sunt trei tipuri de șoferi. Cei care nu se pricep, n-au nicio treabă, asta e, merg să târăsc, dacă mai pot merge până la primul service, sau o las acolo, sau în sfârșit problema lor se va rezolva în service. Acum depinde cu ce costuri. Șoferii care au cât un tester Wi-Fi sau Bluetooth în mașină, au un program pe telefon, pun testerul rapid, văd despre ce este vorba și dacă au minime cunoștințe de mecanică și un furtun la dispoziție, pot rezolva problema, dacă nu măcar îl pot obloji pe acela până ajung unde trebuie. Și cei care chiar pot să-și rezolve această problemă, evitând niște costuri uneori nejustificate. Desigur, cei mai mulți dintre mecanici sunt oameni de treabă și nu păcălesc clienții. Noi am avut noroc să cunoaștem doar astfel de mecanici, alții însă, pentru că am cunoscut și astfel de cazuri, reușesc să dea niște țepe de zile mari. Atenție, vorbim de niște costuri de mii de lei. Ce se întâmplă de fapt? În momentul în care mașina a pierdut puterea, vă spuneam, dacă și constatați că aveți o problemă pe fluxul de alimentare cu aer, vorbim despre aerul generat de turbină și toată tubulatura respectivă, înainte de a lua în calcul erorile, pentru că la erori o să vedeți, o să vă apară probleme în alimentarea cu fluxul de aer, poate să tragă aer fals și așa mai departe. E bine, dacă se întâmplă situații de genul ăsta, înainte de a schimba clapetă de accelerație, senzor clapetă și alte minuni, uneori chiar și turbina, unii au fost păcăliți și în sensul ăsta, v-am spus, am văzut o grămadă de specimene și am auzit povești cu o grămadă de specimene care și-au păcălit clienți. Haideți să verificăm întâi tubulatura, respectiv furtunele de supraalimentare. Aici am să vă spun pe scurt, în funcție de tipul mașinii, dar cu minime cunoștințe și cu puțină pricepere, dacă veți căuta pe internet, veți găsi pentru tipul mașinii pe care îl aveți. Ăsta este un model VAG, o Skoda produsă de grupul VAG, un motor pe care îl întâlnim și pe Volkswagen și pe Audi, un 2.0 TDI, unde problema este relativ ușor accesibilă și o să vă arătăm. Un furtun de supraalimentare care pur și simplu s-a spart. De ce se sparge? Este un furtun pe care aerul lucrează la temperaturi ridicate. Este un furtun care este supus presiunii. Este un furtun pe care ajung și vapor de ulei și știți că ăștia afectează în timp cauciucul. Acum, furtunul se poate sparge dacă este prea bătrân. Ați văzut ce se întâmplă, se crapă ușor, ușor, cedează la un moment dat, mai ales că este supus factorilor pe care tocmai am menționat. Sau pur și simplu este un furtun nou, schimbat de curând, cum a fost și cazul acestei mașini, însă a fost de proastă calitate. Sau este un furtun montat greșit, forțat, un pic torsionat. În momentul în care e torsionat, automat începe să cedeze în acele locuri. Deci cauzele sunt multiple. Important este că s-a spart. Ne-am uitat înainte să facem această înlocuire și am văzut că are o fisură de vreo cât? 80 cm, ceva de genul.
destul de mare. Ce sta când a cedat, a cedat. Evident, mașina merge, dar merge în safe mode. Afectează și încărcarea filtrului de particule, pentru că automat, nemai făcând amestecul de aer cu carburant, are altfel arderea, noxele sunt altele, surpriză. Unde credeți că ajung depunerile? În filtrul de particule. De acolo generează o altă problemă, confundarea lui. Va trebui și s-a regenerat forțat după ce terminăm operațiunea de schimbare a acelui furtun. iCars.ro. Anunțuri auto gratuite. Din fericire am știut ce să verificăm și o să vă spun și la ce anume trebuie să vă uitați. Acum însă am pus și un tester, nu este nici pe departe un tester performant. Folosim chiar Scanner Pro și un dispozitiv Bluetooth pentru a ne conecta la computerul mașinii și facem rapid o diagnoză. E o orgă de lumini ce are omul aici pe bord, inclusiv filtrul de particule, dar era normal să se aprindă. Bun, uite, la filtrul de particule chiar probleme. Vom vedea dacă merge acel tip de regenerare. Avem o ediție, una dintre primele ediții pe care le-am făcut în vlogul iCars, în care am povestit cum se curăță filtrul de particule și ce metode aveți pentru a vă putea folosi în continuare de el, asta până să dați o grămadă de bani pentru a-l schimba sau pentru a-l anula unii. Nu vă recomandăm, că nu e legal. Aici ne spune că avem probleme cu clapeta de accelerație. Încă o dată, este vorba despre o eroare pe care testerul o afișează, dar atenție, nu este ea cauza. Este o consecință a defectului pe care vi l-am spus. Consecința spargerii acelui furtun de supraalimentare, normal, clapeta de accelerație, senzorul ei, ce să mai citească sărac. La fel de adevărat e că poate fi murdară, poate avea impurități și așa mai departe. Nu este cazul aici. Aici este cauzat de un furtun. Bun, ne apucăm acum să-l demontăm. În general, accesul la unele modele este relativ ușor. La altele ceva mai greu. Aveți grijă, trebuie să lăsați să se răcească motorul, că altfel vă frigeți. Dar, cum observați? Inspecție vizuală în primă fază. Și vă uitați dacă în jurul lui nu aveți urme de ulei. Pentru că, odată spart, vaporii de ulei de pe traseu, imediat îi veți vedea depuși. Aici, la o primă privire, încă din primele secunde, ne-am dat seama că este acel furtun spart, pentru că în zona respectivă este împroșcat totul cu noroi. Nu știu dacă reușim să vedem pe cameră la un moment dat, probabil după ce o să-l dăm jos, să vedeți cam ce înseamnă. Proprietarul s-a descurcat în prima fază, l-a oblojit cu niște scoci rezistent, cu o bandă. Vă spunem că nu o să insistăm foarte mult pe detalii cum se demontează. În general, accesul la motoarele despre care v-am vorbit este relativ ușor, dar diferă de la un tip de motor la altul. Așa că, uite, ăsta este cel cu problemă. Ăsta este furtunul buclucaș. Se vede că acum este ușor oblojit și trebuie să-l dăm afară. Recomandarea noastră este să așteptați să se răcească motorul, pentru că riscați să vă frigeți pe la mâini. Nu este foarte complicat, dar necesită un pic de atenție și poate ceva de dexteritate. Până să-l desfacem, v-am arătat și dacă observați zona de aici, o să te rog că să insist în zona asta, este murdară de ulei. Spărtura, culmea, adică culmea. Așa se întâmplă de regulă, știi? Nu-i s-o vezi, este undeva în spate. În schimb, te ajută zona pătată cu ulei. Da, de jur împrejur vedeți că am proșcat cu ulei și sunt acei vapori s-au depus. Se vede, ăsta e primul indiciu după care vă luați în momentul în care vă dați seama că în zona respectivă, sau trebuie să vă dați seama că în zona respectivă este o problemă. Accesul este relativ ușor, chiar și inspecția vizuală te ajută aici, așa că nu a fost foarte greu de depistat. Bun, arată așa pe exterior. Atât de scârbos pentru că a fost oblojit cu acea bandă izolatoare, destul de rezistentă și a făcut treaba. Între timp noi am comandat, era exact ce vă spuneam, vedeți aici, o frumoasă crestătură care i-a creat atât de multe necazuri omului. Deci nu are o problemă cu clapeta de accelerație, așa cum indica testerul, nici de cum, ci este o problemă pe traseul de supraalimentare. Vom schimba furtunul, între timp l-am comandat, a și venit, am luat unul de calitate, cât a fost, cătă? 100 de lei, n-a fost.
Ce am făcut cu acest spray? Am curățat. Sunt spray-uri speciale pentru curățat. Asta e un spray pentru curățarea frânelor, dar funcționează foarte bine și aici pentru că descompune urmele de ulei. În momentul în care am proșcat cu ulei după ce s-a spart furtunul, normal că a ajuns ulei pe motor, când se încălzește începe să vă miroasă înăuntru, nu vreți asta. La final, după ce ați terminat povestea, curățați cu astfel de spray, se descompune, o să vedeți, nici măcar nu se scurge, se evaporă, descompune uleiul depus pe blocul motor și pe celelalte componente și ați scăpat, nu o să mai aveți miros în mașină. Neapărat faceți și treaba asta, pentru că să știți că merită. Era clar că ne-am murdărit, nici ne-am echipat de filmare. Am scos mașina la lumină ca să putem exemplifica, să vă arătăm că este relativ ușor. Așadar, cu puțină pricepere, cu puțină îndemânare, după cum v-am spus, și repet lucrurile astea pentru că uneori cei pasionați chiar merită să încerce, pot învăța foarte multe. Internetul este cât se poate de generos, la fel puteți învăța și toate tâmpenile. Puteți scuti cheltuieli foarte mari. Nu înseamnă, așa cum începusem ediția de astăzi, că nu aveți o clapetă defectă, că nu aveți o turbină defectă, dar până să ajungeți acolo, încercați măcar primii pași pentru a vedea dacă problema pe care am expus-o ceva mai devreme se poate remedia, urmare a defectului despre care v-am spus, a fisurării unui astfel de furtun. Atunci ați scăpat și foarte ieftin și, credeți-mă, chiar a meritat eforturi și nici nu v-ați lăsat păcăliți de niște indivizi cu mai puțin bun simț, așa cum, din păcate, încă se mai întâlnesc. Din fericire, însă, sunt minoritar, dar să nu picați în capcan. Dragii noștri, până săptămâna viitoare o să ne spălăm pe mâini. La revedere, căutați-ne pe iCars, vedeți că, v-am spus, după povestea asta, o să ștergem și erorile. Unele dispar de la sine la cele mai multe dintre modelele de mașini. În momentul în care mașina își vede ciclu complet, își face ciclu complet, dispare și eroarea. Aici este o problemă pentru că va trebui să desfundăm și filtrul de particule, să-l regenerăm. S-a acumulat destulă mizerie în el, dar o vom rezolva și problema asta. Este un cu totul alt capitol. Găsiți ediție specială făcută de noi, o găsiți pe canalul nostru iCars România. Ne scrieți în continuare și vedem, noi mai găsim câte ceva de făcut.